Admitere în Academia Tehnică Militară Ferdinand I, iulie 2018. Subiectul la această facultate, subiectul pentru examenul scris, consta în prezentarea 15 exerciții probleme din fizică și matematică. Conține 9 exerciții probleme de matematică, respectiv 6 exerciții probleme fizică, de care noi în această lecție nu ne vom ocupa, fiindcă lucrăm la un site în care toți specialiștii sunt de matematică. Cu toate acestea, considerăm că vom fi suficient de utili pentru candidații la această facultate, rezolvând doar subiectele, cum spuneam, de matematică. Să începem cu primul subiect, care este de matematică, iată-l. Fie funcțiile f definit pe r cu valori în r, dat de legea f de x egal cu x pătrat, și g definit pe r stelat cu valori în r, g de x egal cu x plus 1 minus 1 supra ax, unde a este un număr real nenul, aparține lui r stelat. Fie a mulțimea valorilor parametrului real a, pentru care graficele celor două funcții admit o tangentă comună într-un punct comun, și fie s suma modulelor acestor valori. Atunci, și avem cele 5 rezultate posibile. Să începem rezolvarea acestei probleme pornind de la o imagine fictivă a graficelor celor două funcții, iată într-un sistem de axe, un grafic al lui f și un grafic al lui g ar putea arăta așa, repet, este o imagine fictivă, în care cele două grafice au un punct comun și o tangentă comună. Iată, aceasta ar fi o imagine, cum spuneam, fictivă a acestei probleme. De aici se desprind două adevăruri, anume că există un punct, deci cercetăm dacă există un punct pe graficele celor două funcții, un punct comun care se reprezintă intersecția lor sau un punct de intersecție a celor două grafice. Ar putea avea mai multe puncte de intersecție, cum spuneam, imaginea este fictivă. Atunci putem să deducem de aici că intersecția celor două grafice se întâmplă într-un punct de abscisă comună, deci că f de x este egal cu g de x, este o egalitate adevărată întrucât există cel puțin un punct comun a celor două grafice. O a doua afirmație pe care o putem face este faptul că în acest punct cele două grafice au aceeași tangentă, ceea ce înseamnă că înclinația tangentei la grafic, la graficul funcției f, este egală cu înclinația la axa OX a tangentei la grafic în același punct pentru funcția g. Deci putem avea o a doua relație importantă, anume că și f derivat de x, panta primei tangente, este identică cu panta cele de-a doua tangente, g derivat de x, tangenta fiind una și aceeași. Avem în felul acesta două relații, pe care le notăm cu 1 și respectiv cu 2, urmând ca ele să fie dezvoltate. Iată prima relație, f de x egal cu g de x, deci 1, înseamnă, deci este echivalent cu x pătrat, este legea funcției f, egal cu g de x, adică cu x plus 1 minus 1 supra ax. Am putea să aducem la altă formă, este echivalent mai departe, înmulțim cu ax peste tot și obținem ax la puterea a treia, apoi ax pătrat trecem în stânga minus ax pătrat, apoi plus ax trecem de asemenea în stânga minus ax și este egal cu minus 1. A doua relație, 2, este echivalentă cu, aici avem de calculat derivatele celor două funcții, f derivat de x înseamnă x pătrat, deci să scriem aici dedesubt, f derivat de x este egal cu x pătrat derivat, adică este egal cu 2x, și g derivat de x
este egal cu x plus 1 minus 1 supra x, totul derivat, este egal în continuare, derivăm ca o sumă de funcții, deci este suma derivatelor, x derivat este 1, plus 1 derivat 0, minus 1 supra a ori 1 pe x derivat. Preferăm să scriem în felul acesta, minus 1 supra a ori 1 supra x, totul derivat. Am scos constanta în față. Este egal cu 1 minus 1 supra a ori 1 pe x, totul derivat este minus 1 pe x pătrat, deci vom avea plus 1 supra ax pătrat. În felul acesta revenim aici la 2, este echivalent cu 2x, adică derivata, f derivat de x, 2x, este egal cu g derivat de x, adică este egal cu 1 plus 1 supra ax pătrat. Și acum înmulțim și aici cu ax pătrat, deci este echivalent cu 2ax la a treia, deci 2ax la a treia, apoi avem în membru drept ax pătrat, după amplificare, bineînțeles, trecut în stânga este minus ax pătrat. Și este egal cu 1. Și acum ajungem la concluzia că sistemul format din relațiile 1 și 2, anunțate la început, cele care caracterizează fenomenul indicat în textul problemei, devine următorul sistem, și anume, să scriem rapid, mai întâi ax la 3 minus ax pătrat minus ax egal cu minus 1 într-o formă ușor modificată în sensul că vom da factor comun pe a, deci este echivalent deci, cu prima ecuație, a pe lângă x la 3 minus x pătrat minus x plus 1 egal cu 0. Și a doua, și aici vom exprima pe a în membrul stâng, din 2ax la 3 minus ax pătrat egal cu 1 devine a pe lângă 2x la 3, 2x la 3 minus x pătrat egal cu 1. Din a doua ecuație, acum depinde cum jonglăm cu cele două relații, preferăm, după cum se vede, să avem o exprimare a lui a prima dată din a doua ecuație. Deci rezultă de aici că a este egal cu 1 supra expresia în x de gradul 3, 2x la 3 minus x pătrat. Și acum ne întoarcem la prima ecuație, pe care o transformăm corespunzător, substituind pe a cu 1 supra 2x la 3 minus x pătrat. Deci prima ecuație devine x la 3 minus x pătrat minus x, ori a, care este 1 supra 2x la 3 minus x pătrat, deci este totul supra 2x la 3 minus x pătrat egal cu minus 1 sau plus 1 egal cu 0. Deci să scriem plus 1 egal cu 0. Înmulțim acum cu 2x la 3 minus x pătrat și rezultă, eliminăm în felul acesta numitorul, x la 3 minus x pătrat minus x plus 2x la 3 minus x pătrat egal cu 0. Continuăm acum, reducem termenii asemenea, rezultă în continuare x la 3 plus 2x la 3 este 3x la 3 minus x pătrat minus x pătrat minus 2x pătrat și minus x egal cu 0. Mai departe dăm factor comun pe x, pe lângă 3x la 3, 3x pătrat, minus 2x, minus 1, egal cu 0. Cum x este diferit de 0, am mai pomenit acest lucru, altfel g nu este bine definit, rezultă că produsul poate fi 0 doar dacă paranteza este 0.
Deci rezultă de aici ecuația de gradul 2, 3x pătrat minus 2x minus 1 egal cu 0. Și avem posibilitatea să aflăm abscisa punctului de intersecție a celor două grafice. Rezolvăm acum această ecuație de gradul 2. Preferăm să evităm formula de rezolvare tradițională și anume rezultă mai departe 3x pătrat minus 3x plus x, am scris pe minus 2x ca minus 3x plus x, minus 1 egal cu 0. Rezultă mai departe, insistăm, bineînțeles, grupăm primii 2 și ultimii 2, dăm factor comun pe 3x din primii 2 termeni, 3x pe lângă x minus 1 plus x minus 1 egal cu 0. Dăm acum factor comun, desigur, pe x minus 1, deci rezultă x minus 1 pe lângă 3x plus 1 egal cu 0, de unde avem o primă valoare a lui x pentru care produsul este 0, x1 egal cu 1, sau x2, a doua valoare, ce rezultă din 3x plus 1 egalat cu 0, adică x2 egal cu minus 1 pe 3. Și acum, revenind asupra valorii lui a, egal cu 1 supra 2x la 3a minus x pătrat, înlocuind cele două valori succesiv, pentru x1 egal cu 1 obținem pe a1, deci rezultă în continuare că a1 va fi egal cu 1 supra 2 ori 1 este 1 minus 1 egal cu 1 supra 1 egal cu 1. Iată o primă valoare a lui a. Mai rezultă de asemenea și a2 egal cu, care se obține pentru x2 egal cu minus 1 pe 3, avem 1 supra 2 ori minus 1 pe 3 la puterea 3-a, adică obținem 2 minus 2 supra 27 minus x pătrat, adică minus 1 pe 3 la pătrat, minus 1 pe 9. Este egal cu, la numitor aducem la numitor comun, este 27, și răsturnăm fracția, obținem minus 27 minus 27 supra minus 2 minus 3 este minus 5, deci minusul l-am trecut în fața linii de fracție, avem 2 plus 3 atunci egal cu 5, deci 27 minus 27 supra 5. De aici rezultă în continuare, să ne apropiem de rezultatul cerut, este vorba de suma modulelor acestor valori, deci de aici rezultă că modul de A1 plus modul de A2 este egal cu modul de 1 plus modul de minus 27 supra 5. Este egal mai departe, egal cu 1 plus 27 supra 5 egal cu 5 plus 27, 32 supra 5. Acesta este rezultatul, valoarea lui A pentru care se întâmplă sistemul 1-2, adică se întâmplă faptul că cele două grafice au tangentă comună. Rezultatul acesta, 32 pe 5, este confirmat, iată, la răspunsul de la punctul D, 32 supra 5. Deci, de la punctul C. C este rezultatul corect. Să trecem și în grila noastră. Deci, la 1, rezultatul corect este C. Exercițiul numărul 4. Fie polinomul P de X, aparținând lui R de X, deci polinom cu coeficiențe reali, P de X egal cu X pătrat minus X plus 1 la 8a plus X la 4a minus 2. Polinomul cu care se divide P de X este. Deci avem 5 polinome. Problema teoretică care se implică aici este teorema lui Bezout, desigur. La cele 5 polinome prezentate, posibile polinome ce divid pe P de X, vom pune în evidență rădăcinile lor și vom folosi, desigur,
teorema lui Bezout. Iată, vom rescrie cele 5 polinome rapid și vom pune în evidență pentru fiecare dintre ele rădăcinile lor. Pentru x pătrat avem x egal cu 0, singura rădăcină, x egal cu 0. Pentru x pătrat plus 1 avem două rădăcini, x1 egal cu i și x2 egal cu minus i, sunt două rădăcini complexe conjugate, suntem la polinome cu coeficienți reali. X pătrat minus 1, rădăcinile sunt x1 egal cu 1 și x2 egal cu minus 1. La x pătrat minus x, care este x pe lângă x minus 1, este x1 egal cu 0 și x2 egal cu 1. Și la x plus 1 avem o singură rădăcină, x egal cu minus 1. Și acum vom calcula valoarea numerică a polinomului pentru aceste rădăcini. Iată, deci am marcat polinomul. P de 0 mai întâi, prima rădăcină, P de 0 este egal cu, calculăm rapid, este 0 plus 1 la 8, deci 1 la 8, 1 plus 0 minus 2. Deci 1 minus 2 egal cu minus 1, de unde, care este diferit de 0, de unde rezultă faptul că x pătrat nu îl divide pe p de x. P de x. De asemenea, vom calcula, vom sări mai întâi la x pătrat minus 1, p de 1 este egal cu 1 minus 1 plus 1 la 8, deci este 1 la 8, 1, plus 1 minus 2, este egal cu 0. Trebuie totuși să calculăm și p de minus 1, deci p de minus 1 este egal cu 1 plus 1 plus 1, adică 3 la 8, 3 la puterea 8, plus 1 minus 2, deci minus, deci plus 1 minus 2 egal cu 3 la puterea 8 minus 1, care este diferit de 0. Deși p de 1 este 0, dar p de minus 1 este diferit de 0, urmează că, din aceste două afirmații, rezultă că polinomul x pătrat minus 1, al treilea polinom, x pătrat minus 1, de asemenea nu îl divide pe p de x. Pe p de x. P de x. Deci nu divide polinomul p de x. Deci nu va corespunde răspunsul nostru nici x pătrat, nici x pătrat, nici x pătrat minus 1, căci nu se anulează pentru ambele rădăcini. Cât privește x pătrat minus x, avem p de 0, care este diferit de 0, una dintre rădăcinile lui x pătrat minus x, x1 egal cu 0, deci dacă nu se divide, am văzut la primul polinom, urmează că nici x pătrat minus 1 nu este un polinom care să se numere printre divizorii p de x. A mai rămas x plus 1, dar aici, bineînțeles, avem p de minus 1 diferit de 0, deci nici e nu este corect. Singura posibilitate este x pătrat plus 1. Putem deja, având în vedere contextul acestui examen, anume că unul dintre răspunsuri este corect, am putea aprecia că x pătrat plus 1 este singurul polinom care divide pe polinomul p de x. Totuși, vom calcula aici p de i și p de minus i. P de i este egal cu i pătrat minus i plus 1, totul la puterea 8, plus i la puterea 4, minus 2, egal cu i pătrat este minus 1, plus 1 este 0, deci se anulează i pătrat cu 1, avem minus i la 8, adică i la puterea 8, plus i la 4, minus 2. I la 8 și la 4 sunt puteri multipli de 4 al lui i, deci sunt 1 plus 1 minus 2, care este egal cu 0.
De asemenea, p de minus este egal cu 0, polinomul fiind un polinom cu coeficienți reali, desigur, dacă admite rădăcina i, o admite și pe minus i, nu mai trebuie să verificăm acest lucru. În mod sigur, p de minus i este egal cu 0. Rezultă, deci, că x pătrat plus 1 este singurul polinom care, cum am spus și mai înainte, desigur, îl divide pe p de x, dar am verificat și prin calcul acest lucru. În consecință, răspunsul corect este cel prezentat la punctul B, respectiv x pătrat plus 1 divide pe p de x, și trecem și în grila noastră finală la exercițiul numărul 4, corect este răspunsul de la punctul B. Exercițiul numărul 5. Fie f definit pe 0 plus infinit cu valori în R, dat de legea f de x egal cu x pentru x aparține lui 0, 1, interval închis, și x minus 1 pentru x mai mare decât 1. Valoarea integralei i egal cu integrală de la 0 la 1 din f de e la t supra f de e la minus t dt este. Mai întâi este nevoie să explicităm funcția. Să vedem cine este f de e la t și f de e la minus t. Având în vedere că pentru t aparține lui 0, 1, știm asta de la limitele de integrare ale integrale i de la 0 la 1, deci dacă t aparține de la 0 la 1, rezultă că, rezultat cunoscut, e la t este întotdeauna un număr mai mare sau egal cu 1. Tot așa de bine cum inversul e la t este mai mare decât 0, deci 1 supra e la t este mai mare decât 0 și mai mic sau egal decât 1. De aici rezultă că integrala noastră, deci rezultă de aici că i, da, va fi egal cu integrală de la 0 la 1 din, începem cu linia de fracție, la numărător avem f de e la t, e la t fiind un număr supraunitar, alegem prima ramură, alegem a doua ramură, x minus 1, căci e la t este mai mare decât 1, deci f de e la t înseamnă e la t minus 1, totul supra f de e la minus t, e la minus t, adică 1 supra e la t, care este un număr între 0 și 1. Deci, dacă x aparține lui 0, 1, atunci funcția are forma x, respectiv în cazul nostru, f de e la minus t este egal cu e la minus t dt. Adică i este egal cu integrală, să scriem într-o formă convenabilă, de la 0 la 1 din, eliminăm fracția în felul următor, e la t minus 1 ori e la t, căci 1 supra e la minus t este e la t dt. Și acum, bineînțeles, vizibil este aplicarea integrării prin schimbare de variabilă. Noua variabilă vom nota cu u egal cu întreaga paranteză e la t minus 1. De aici du este egal cu e la t minus 1 derivat, care înseamnă e la t dt. Pentru noua variabilă u vom schimba, bineînțeles, și limitele de integrare. Iată, dacă aceasta este substituția, atunci, dacă t este egal cu 0, căci avem integrală de la 0 la 1, atunci rezultă că u este egal cu e la 0, adică 1, minus 1, deci este egal cu 0. Iar dacă t este egal cu 1, rezultă că u va fi egal cu, înlocuim pe t cu 1, e la 1 minus 1, deci e minus 1. Revenind la integrala noastră și aplicând schimbarea de variabilă, obținem integrală din e la t minus 1, adică din u, ori e la t dt, care formal trece în du, deci din u du.
Limitele de integrare sunt schimbate în conformitate cu variabila u, adică de la 0 la e minus 1. Este egal cu, avem o integrală simplă, elementară, este u pătrat pe 2 primitiva, bineînțeles, de la 0 la e minus 1. Și asta este egal cu 1 supra 2 pe lângă e minus 1 la pătrat. Dacă înlocuim cu 0, obținem 0. Aceasta este, deci, rezultatul integralei noastre, rezultat care corespunde răspunsului de la punctul A. Deci A este răspunsul corect, fapt pentru care trecem și în grila noastră la exercițiul 5, corect este A. Exercițiul 6. Valoarea parametrului M aparține lui R stelat, pentru care parabolele ce reprezintă graficele funcțiilor f de x egal cu x pătrat minus 2x minus 4, respectiv g de x egal cu mx pătrat minus 2mx minus 6, au același vârf, este. Desigur, problema vizează vârful celor două parabole, ceea ce înseamnă că putem aplica metode cunoscute din clasa 9. Totuși, având în vedere că la un astfel de examen se prezintă candidați care au traversat analiza matematică, preferăm să abordăm problema din această perspectivă a analizei matematice. Vârful parabolelor sunt puncte de extrem și des se obțin egalând derivata cu 0. În felul acesta, dacă ne referim la prima funcție și la vârful primei funcții, f de x, iată, calculând f derivat de x egal cu 0, deci ecuația derivatei, aceasta este echivalentă cu x pătrat minus 2x minus 4 derivată, adică 2x minus 2 egal cu 0. De aici rezultă 2 pe lângă x minus 1 egal cu 0 și obținem prima rădăcină a primei derivate, x egal cu 1. Deci 1 va fi abscisa punctului ce reprezintă vârful parabolei funcției f. Deci rezultă atunci că vf, să notăm așa vârful acestei parabole, acestei funcții, este de coordonate 1 și urmează f de 1. F de 1 se poate calcula separat. F de 1 este egal cu 1 minus 2 minus 4 egal cu minus 5. Deci vf este de coordonate 1 și respectiv minus 5. Și acum ne ocupăm de extrema sau vârful parabolei dată de funcția g, respectiv g derivat de x egal cu 0 conduce la următoarea ecuație: 2mx minus 2m, am derivat a doua funcție, egal cu 0. Este echivalent mai departe cu 2m pe lângă x minus 1 egal cu 0. Rezultă mai departe x egal cu 1. Deci se anulează tot în punctul 1 și g derivat de x. Rezultă de aici g de x, g de 1, să calculăm, va fi egal cu, înlocuim în legea funcției g, obținem m minus 2m minus 6, adică este egal cu minus m minus 6. Rezultă în felul acesta vârful parabolei determinate de legea g, deci vg, notăm, este de coordonate 1, iar ordonata este minus m minus 6. De aici, desigur, vom egala ordonatele celor două vârfuri, minus 5 și respectiv minus m minus 6. Deci vom avea vf este identic cu vg, cele două vârfuri, dacă ordonatele lor, deci dacă și numai dacă ordonatele lor sunt egale, adică dacă minus m minus 6 este egal cu minus 5. De aici rezultă minus m
egal cu 1, rezultă m egal cu minus 1, rezultat care corespunde cu cel indicat la punctul E. Deci E este rezultatul corect. Fapt pentru care trecem și în grila noastră la exercițiul 6, răspuns corect E. Exercițiul 7. Fie AN, N aparține lui N, o progresie aritmetică și BN, N aparține lui N, o progresie geometrică, prin care, pentru care, A1 egal cu B1 egal cu 2 și A3 egal cu B3. Dacă A2 este egal cu B2 plus 9 și P mare este egal cu A10, B10, atunci mulțimea tuturor valorilor posibile pentru P mare este egală cu. Așadar, avem de-a face cu două progresii, o progresie aritmetică, iar o scriem rapid, simbolic în felul acesta, și de asemenea altă progresie, de data aceasta geometrică, B1, B2 și așa mai departe, BN. Vom nota, pentru progresia aritmetică, rația egală cu R, se știe că o progresie aritmetică este bine determinată dacă se cunoaște primul termen și rația, și o progresie geometrică, de asemenea, dacă se cunoaște primul termen, B1, și rația pe care, în cazul acesta, o notăm cu Q, așa cum au fost ele notate în liceu. Vom scrie într-un sistem de relații și toate condițiile care se impun sau se impun în problemă. Iată, le scriem rapid. A1 este egal cu B1 egal cu 2, dar și A3 egal cu B3 și, bineînțeles, se lucrează în condiția în care și A2 este egal cu B2 plus 9. Notăm cele trei relații cunoscute cu 1, 2 și 3 ca să avem o redactare cât mai pe înțelesul tuturor. Ne ocupăm acum de relația 2 coroborată cu 1. Deci din 2 și 1, bineînțeles, avem, deci 2 este echivalent cu A3, având în vedere că este un element al matricii, un termen al progresiei aritmetice, conform termenului general, A3 este egal cu A1 plus de două ori rația este egal cu B3, care de data aceasta este un termen al progresiei geometrice, termenul general acolo este B1 ori Q, rația progresiei geometrice la puterea a doua. Asta este echivalent mai departe. A1 se cunoaște din relația 1 că este 2, deci avem 2 plus 2R este egal cu B1, este de asemenea 2, deci 2 ori Q pătrat. Și acum, bineînțeles, împărțim cu 2, rezultă o primă relație importantă care leagă cele două rații, cea aritmetică de cea geometrică. Împărțim cu 2, deci obținem 1 plus R este egal cu Q pătrat. O relație pe care o notăm cu A mic. Ne ocupăm în continuare de relația 3. Iată, 3, în aceeași manieră de lucru, este echivalentă cu A2, conform termenului general al progresiei aritmetice, este A1 plus rația, este egală cu B2, adică B1 ori Q, ori rația, plus 9. Este B1 ori Q. Este echivalent în continuare. A1 este 2, deci 2 plus rația este egală cu 2 ori Q plus 9. Continuăm. Deci rezultă de aici o relație pe care să o considerăm mai convenabilă. Exprimăm pe R. R este egal cu 2Q plus 9 minus 2, deci plus 7. Și această relație o vom nota cu B. Și acum marcăm aceste două relații în R și Q și înlocuind din B în A valoarea lui R, obținem deci că din A și B implică
exprimarea pe care am propus-o. Deci rezultă 1 plus R, deci 1 plus R este conform relației B 2Q plus 7, deci 2Q plus 7 este egal cu Q pătrat. Și avem posibilitatea ca dintr-o ecuație de gradul 2 să aflăm pe Q. Rezultă Q pătrat, scriem convenabil, Q pătrat minus 2Q, avem 8 trecut în membru celălalt, este minus 8 egal cu 0. Rezolvăm această ecuație de gradul 2, evităm și de această dată rezolvarea tradițională cu delta, cu formula de rezolvare. Putem scrie Q pătrat, de exemplu, minus 2Q plus 1 minus 9 egal cu 0. Asta conduce la Q minus 1 totul la pătrat egal cu 9. Și de aici rezultă mai întâi Q minus 1 egal cu minus 3, căci Q minus 1 este plus minus radical din 9, sau Q minus 1 egal cu 3. Din fiecare din relații rezultă o evaluare a lui Q. Q, iată, mai întâi este egal cu minus 3 plus 1, deci este minus 2, și Q minus 1 egal cu 3 conduce la Q egal cu 4. Și acum, din Q egal cu minus 2, revenind la B pentru a afla pe R, rezultă R este egal cu 2 ori minus 2 minus 4 plus 7 egal cu 3. Deci Q egal cu minus 2, rezultă R este egal cu 3. Dacă avem Q egal cu cealaltă valoare, adică 4, rezultă, din nou revenim la relația B, R este egal cu 2 ori 4, 8 plus 7 egal cu 15. Deci rezultă R este egal cu 15. Și acum, revenind la produsul cerut, P egal cu A10 ori B10, avem două posibilități. Mai întâi, iată, pentru cele două rații fiind 3 respectiv minus 2, rezultă că produsul A10 ori B10, deci produsul, este egal cu A10, adică conform progresiei aritmetice A1 plus 9R, înmulțit cu B10, adică B1 conform progresiei geometrice, ori Q la puterea a 9. Este egal cu R egal cu 3 și Q egal cu minus 2, nu avem decât să înlocuim. Desigur, A1 și B1 sunt 2. Deci 2 plus de 9 ori rația, 9 ori 3, 27, înmulțit cu B1, care este 2, ori Q, minus 2, la puterea a 9. Continuăm, este egal mai departe. 2 plus 27 este egal cu 29, deci 29, ori 2 ori minus 2 la a 9. Atenție, minus 2 la a 9 este egal cu minus pe lângă 2 la a 9, deci minus trece în fața întregului produs, deci vom trece aici minus, și avem, desigur, 2 la puterea a 10-a. Deci, ori 2 la puterea a 10-a. Aceasta este prima evaluare a produsului. Și a doua situație, R egal cu 15 și Q egal cu 4, să le scriem rapid. Rezultă, produsul va fi egal cu... Avem de a face aici cu aceeași prezentare a lui P, ca și mai sus, de aceea încadrăm rezultatul de mai sus sau pornirea de mai sus și vom avea A1 plus 9R, adică A1 este 2, deci 2 plus 9R, de 9 ori R, de data aceasta este 15, totul înmulțit cu B1, adică din nou 2, ori
la puterea noua, de data aceasta 4 la puterea a noua. Este egal mai departe. 9 ori 15 este 135, plus 2 este 137, ori 2, ori 4 la puterea a noua, care este 2 la puterea 2 ori 9, adică 2 la puterea a 18. Și este egal în continuare cu 137 ori 2 la puterea 18 plus 1 la puterea 19. Am obținut în felul acesta aceste două rezultate pentru P. Deci mulțimea valorilor posibile ale produsului P sunt minus 29 ori 2 la 10 și respectiv 137 ori 2 la puterea a 19. Rezultat pe care îl regăsim la răspunsul de la litera D. Deci la răspunsul de la litera D. Răspunsul pentru grila noastră, să trecem și pe grila finală, exercițiul 7, corect, este D. Exercițiul numărul 8. Sistemul 2x plus y plus 3z egal cu 3, 3x minus y plus 4z egal cu 2, 4x plus y minus z egal cu 5 și x plus y plus z egal cu 4 este. Trebuie să alegem o propoziție adevărată din cele 5 expuse. De la început vrem să spunem că în cazul oricărui sistem de ecuații lineare, de m ecuații cu n necunoscute, este bine să scriem mai întâi matricile importante din acest sistem, care se obțin cu elementele coeficienți a acestui sistem, în vederea aplicării teoremei lui Kronecker-Capelli. Mai întâi, matricea sistemului. Iată matricea A, o scriem rapid. Este matricea formată din elementele care sunt coeficienți ai necunoscutelor. Mai întâi, prima linie este 2, 1, 3, deci 2, 1, 3. Și, bineînțeles, urmează celelalte elemente. Le scriem rapid. Acestea sunt elementele ce formează matricea sistemului. Alăturat vom scrie și matricea extinsă. Iată matricea A, matricea extinsă, care este formată din toate elementele matricii sistemului, adică 2, 1, 3, 3, minus 1, 4, 4, 1, minus 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, la care se adaugă și coeficienții termenii liberi, respectiv 3, 2, 5 și 4. Cunoaștem că sistemul dat, pe care îl notăm cu asterix, da? De sistemul asterix, este compatibil dacă și numai dacă, conform teoremei lui Kronecker-Capelli, dacă rang de A este egal cu rang de A barat. Această afirmație relativ la compatibilitatea sistemului este echivalentă și cu teorema lui Roucher, căci intrând în intimitatea de calcul a rangului celor două matrici, atunci dăm peste ceea ce se numesc minori caracteristici sau determinanții caracteristici. Sistemul asterix, aceasta e formularea teoremei lui Roucher, echivalentă cu cea lui Kronecker-Capelli, anume că sistemul este compatibil dacă și numai dacă toți determinanții caracteristici sunt nuli. Așadar, primul demers al nostru se leagă de stabilirea rangului matricii A. Vom alege un minor complementar, de regulă stânga sus, cu el începem, 2, 1, 3, minus 1, să vedem dacă rangul este cel puțin 2. Deci, începem cu D2, iată, pregătim terenul. Este vorba de acest determinant de ordinul 2, 2, 1, 3, minus 1, este egal cu
2 ori minus 1, deci minus 2, minus 3 ori 1, minus 3, este egal cu minus 5, diferit de 0. Concluzia singura pe care o putem trage este că rang de A, deocamdată, este mai mare sau egal cu 2. Acum calculăm pe D, un determinant de ordinul 3 care îl înglobează pe 2, 1, 3, minus 1, determinantul de ordinul 2, D3 egal cu, pregătim și aici terenul, determinantul de ordinul 3, iată, este vorba de determinantul 2, 1, avem aici 3 minus 1 ca să punem în evidență faptul că înglobează determinantul de ordinul 2, aici avem pe urmă 3, 4 și linia 4, 1, minus 1, 4, 1, minus 1. Calculăm acest determinant. Desigur, putem calcula în diferite moduri determinantul de ordinul 3, este la alegerea candidatului să o facă. Noi preferăm, având în vedere oportunitatea de a forma zerouri, preferăm să adunăm linia din mijloc, 3 minus 1, 4, la linia 1 și linia 3, pentru a forma zerouri pe coloana a doua. Deci, linia a doua o adunăm la prima linie și linia a doua, aceeași linie, o adunăm și la linia a treia. Se obține în felul acesta. Se modifică prima linie, obținem 5, deci 5, 0, 1 minus 1, 3 plus 4, 7. Linia din mijloc rămâne neschimbată, 3 minus 1, 4. Și se modifică și a treia linie, 4 plus 3, 7. 1 minus 1, 0. Și minus 1 plus 4 este 3. Egal în continuare. Dezvoltăm, deci, după coloana a doua, în funcție de numărul minus 1, care ocupă o poziție cu plus, deci vom avea, după bordarea corespunzătoare, vom reduce la determinantul de ordinul 2, iată, vom avea minus 1 ori 5, 7, 7, 3. Și este egal cu minus, pe lângă, 5 ori 3, 15, minus 49 și este, bineînțeles, diferit de 0. Nici nu ne mai interesează acest rezultat. Știm doar că este diferit de 0. Și acum trecem la determinarea matricii lui A extins, întrucât matricea A are rangul 3. Matricea A, revenim un pic, are 3 coloane, deci mai mult decât 3, nu poate să fie rangul acestei matrici. Deci rezultă, deocamdată, să scriem totuși rezultatul acesta, rang de A este egal cu 3. Marcăm aceste rezultate și pe schema celor două matrici. Iată, aici avem determinantul de ordinul 3 nenul, care va fi automat determinantul principal în această problematică. Determinantul principal îl surprindem și în cadrul matricei extinse, iată-l. Și cum avem o singură linie disponibilă împreună cu coloana termenilor liberi, bineînțeles, avem un singur determinant caracteristic. Deci și matricea extinsă are rangul deocamdată mai mare sau egal cu 3. Să vedem dacă nu cumva matricea extinsă are rangul 4. Determinantul caracteristic în acest exercițiu este de fapt tocmai determinantul matricii A extinse. Adică este egal cu, avem deci determinantul de ordinul 4, scriem rapid toate elementele acestui determinant, sunt de fapt elementele matricii extinse și aici trebuie neapărat să aplicăm proprietățile determinanților, sesizăm faptul că pe coloana a doua avem oportunitatea să formăm 3 de 0, aplicând de 3 ori proprietatea cunoscută, respectiv linia a doua o adunăm la linia 1 și la linia a treia și a patra. Și obținem în felul acesta următorul determinant. Se modifică prima linie, deci avem 2 plus 3 este 5, deci avem primul element 5, 1 minus 1, 0, iată un prim 0 obținut, 3 plus 4, 7, 3 plus 2, 5.
Linia a doua rămâne neschimbată. 3 minus 1, 4, 2. Apoi se modifică și linia a doua și a treia. 4 plus 3 este 7, 0, minus 1 cu 4 este 3, 5 cu 2, 7. Și linia a patra, 1 plus 3 este 4, 1 minus 1, 0, 1 plus 4 este 5 și 2 plus 4 este 6. Dezvoltăm după coloana a doua, bordăm liniile și coloanele și coloana corespunzătoare și obținem reducere la un determinant de ordinul 3, iată, va fi minus 1 înmulțit cu 5, 7, 5, apoi 7, 3, 7, 7, 3, 7 și 4, 5, 6, egal în continuare. Avem acum oportunitatea să lucrăm cu coloane, întrucât avem 5-7 elemente egale pe coloana 1 și coloana 3. De aceea vom înmulți prima coloană cu minus 1 și o vom aduna la coloana a 3. Obținem în felul acesta determinantul. Prima coloană rămâne neschimbată, 5-7-4. A doua coloană de asemenea neschimbată, 7-3-5 și se schimbă coloana a treia. 5 minus 5 este 0, 7 minus 7 este 0 și 6 minus 4 este 2. Egal în continuare. Am uitat minusul din față, iasă minus determinant. De fapt, nu va avea o influență deosebită, că ne interesează dacă determinantul este 0 sau nu. Deci, acum vom dezvolta, desigur, după coloana a treia. Bordăm linia și coloana și obținem egal mai departe, pregătim terenul. Avem minus 2, deci minus 2, minus 2, ori determinantul 5, 7, 7, 3. Și este egal cu minus 2 ori 15 minus 49. Este diferit de 0, ceea ce înseamnă că rang de A barat este egal cu 4, are determinantul de ordinul 4 diferit de 0. Deci este egal cu 4 diferit de 3, care este rangul lui A, ceea ce înseamnă că, în conformitate cu teorema lui Kronecker-Capelli, rang de A fiind diferit de rang de A barat, înseamnă că sistemul este incompatibil. Și atunci, rezultatul corect este cel enunțat, iată, la punctul E, la litera E, fapt pentru care, pe grila noastră, în dreptul exercițiului 8, trecem răspuns corect E. Deci este E. Exercițiul 10. Fie F definit pe 1 pe E, E pătrat cu valori în R, F de X egal cu logaritm natural din X supra X. Și mulțimea M mare egală cu X0 aparținând intervalului 1 pe E, E pătrat închis, cu proprietatea că X0 este punct de minim local al lui F. Numărul de elemente ale mulțimii M este. Punctele de extrem, minim sau maxim, sunt strâns legate de derivată, de aceea vom calcula derivata. Mai întâi să rescriem funcția rapid, f de x egal cu logaritm natural din x supra x și derivata funcției, care joacă un rol foarte important, egal cu, vom calcula departe, deci f derivat de x este egal cu logaritm natural din x supra x, totul derivat, derivăm asemenea unui cât, este egal cu, începem cu linia de fracție, logaritm natural din x derivat ori x este 1 supra x ori x minus prima nederivată logaritm natural din x ori a doua derivată ori 1, care nu mai scriem, supra x pătrat. Deci este egal cu, iată, 1 minus logaritm natural din x supra x pătrat. Să scriem acest rezultat, deci f derivat de x, iată,
este egal cu 1 minus logarit natural din x supra x pătrat. Și acum vom calcula și f derivat de x egal cu 0, ecuația derivatei. Ea este echivalentă cu numărătorul egalat cu 0, 1 minus logarit natural din x egal cu 0, care conduce la logarit natural din x egal cu 1. Rezultă în continuare rădăcina derivată, ecuație foarte simplă, logaritmică, x este egal cu e. E care se află în intervalul 1 supra e, e pătrat. De asemenea, este important să cunoaștem și valoarea funcției în punctul e, este egal cu logarit natural din e supra e, am înlocuit în legea funcției, egal cu 1 supra e. Calculăm de asemenea comportamentul funcției la capete, la capetele intervalului, f de 1 supra e, vor fi elemente ce vor fi înscrise în tablou de variație, f de 1 supra e, extrema stânga intervalului, este egal cu logarit natural din 1 supra e supra 1 supra e, este egal mai departe, logarit natural din 1 supra e este logarit natural din e la minus 1, deci minus 1 supra 1 supra e, adică este egal cu minus e. Și de asemenea mai calculăm și f de e pătrat, capătul din dreapta, extrema dreapta intervalului, este egal cu logarit natural din e pătrat supra e, este egal cu 2 supra e. Avem suficiente elemente pentru a întocmi tabloul de variație. Iată, avem pe prima linie x, care aparține intervalului 1 supra e, e pătrat, apoi a doua linie este consacrată derivatei și ultima linie pentru studiul variațional al funcției. Dacă x este egal cu e, iată, este rădăcina derivatei, deci la e, derivata este 0. Iar valoarea funcției, acolo unde derivata se anulează, este 1 supra e. 1 supra e. De asemenea, am calculat și valorile funcției la 1 supra e. F de 1 supra e este minus e, minus e, și f de e pătrat este 2 supra e, deci 2 supra e. E important să stabilim semnul derivatei. Derivata are legea 1 minus logarit natural din x supra x pătrat. Este evident faptul că numărătorul decide semnul derivatei, deci 1 minus logarit natural din x. Vom aplica aici proprietăți ale funcțiilor continue, respectiv dacă între 1 pe e și e, de pildă, derivata într-o anumită valoare are o anumită, un anumit semn, atunci între 1 pe e și e, derivata ca funcție continuă își păstrează semnul. De aceea este bine să speculăm aici o valoare intermediară între 1 pe e și e, convenabilă pentru a putea calcula. Iată, dacă calculăm aici deoparte f derivat de 1 supra radical din e, 1 supra radical din e se află între 1 pe e și e, este egal cu 1 minus logarit natural din 1 supra radical din e, adică din e la minus 1 pe 2, totul supra x pătrat, deci 1 supra radical din e la pătrat, adică 1 supra e, este egal cu, la numărător avem 1 minus plus 1 pe 2, totul supra 1 supra e, nu mai calculăm aici, este suficient să observăm că este pozitiv. Deci derivata pe 1 pe e este întotdeauna pozitiv, proprietatea funcțiilor continue. Pe intervalul e, e pătrat, de exemplu, f derivat de
E la 3 pe 2, E la 3 pe 2 se află între E și E pătrat, deci E la 3 pe 2, sau radical din E la 3, este egal cu, din nou, 1 minus logaritm natural din E la puterea 3 pe 2, totul supra 1, totul supra E la puterea 3 pe 2, E la puterea 3 pe 2, este egal cu 1 minus 3 pe 2 supra E la puterea 3 pe 2, nu mai are rost să calculăm și aici, este o cantitate negativă, fapt pentru care pe întreg intervalul E pătrat, derivata este negativă. Și acum putem stabili monotonia funcției, iată, este crescător pe primul interval, acolo unde derivata e pozitivă, și descrescătoare funcția pe al doilea interval, acolo unde derivata este negativă. Se remarcă în felul acesta o valoare specială a funcției, 1 supra e, care reprezintă maximul funcției, deci rezultă din studiul variațional al funcției că 1 supra e reprezintă maximul funcției pe întreg domeniul de definiție, deci este egal cu maxim de f de x. De asemenea, sesizăm că dacă x aparține de la 1 supra e la e, să închidem intervalul, rezultă că valoarea minus e reprezintă minimul lui f de x pe acest interval, pe care îl vom nota, să zicem, cu m1. Iată, aici avem un minim m1. De asemenea, dacă x aparține celuilalt interval e, e pătrat, și aici avem un minim local pe acest interval, deci 2 supra e reprezintă de asemenea minimul f de x pe acest interval, spuneam, pe care îl putem nota cu m2. Deci m2. În consecință, pe primul interval avem un minim local, minus e, și pe al doilea interval, 2 supra e, două puncte de minim local pentru funcția noastră, fapt pentru care răspunsul corect apreciem că este cel dat la afirmația de la punctul A. Și trecem și în grila noastră la exercițiul 10, răspuns corect este A. Exercițiul 12. Fie dreptele de 1 de ecuație minus x plus 2y egal cu 3, de 2 de ecuație x minus y egal cu minus 1, de 3 de ecuație 2x plus y egal cu minus 1. Area triunghiului determinat de punctele de intersecție de 1 intersectat cu de 2, de 1 intersectat cu de 3 și de 2 intersectat cu de 3 este. Așadar avem de găsit punctele de intersecție și vom alege 2 câte 2 dreptele, practic avem de rezolvat 3 sisteme. Mai întâi, intersecția dintre D1 și D2 va fi determinată de rezolvarea sistemului de ecuații. Vom scrie rapid acest sistem de ecuații. Deci prima ecuație este minus x plus 2y egal cu 3, iată, și a doua ecuație x minus y egal cu minus 1. Desigur, rezolvăm convenabil prin metoda reducerii, se reduc x și y. Avem de aici 2y minus y este y egal cu 2. Y egal cu 2, revenim la una dintre ecuații, la ecuația a doua, obținem x minus 2 egal cu minus 1 și de aici x este egal cu 2 minus 1, adică este egal cu 1. Rezultă deci, avem un prim punct pe care îl putem nota cu A, intersecția dintre D1 și D2, A de coordonate, abscisa este 1 și ordonata este 2. Trecem acum la al doilea punct de intersecție dintre dreptele D1 și D3, deci se reduce la rezolvarea sistemului de ecuații. Deci prima ecuație rămâne neschimbată, minus x plus 2y egal cu 3 și ultima ecuație, 2x plus y egal cu minus 1. Și aici căutăm să rezolvăm cu aceeași metodă. Pentru aceasta în prealabil aici avem de înmulțit eventual cu 2 prima ecuație. Și se obține în felul acesta sistemul minus 2x plus 4y
egal cu 6. Și a doua rămâne neschimbată, 2x plus y egal cu minus 1. Adunăm și de data aceasta cele două ecuații membru cu membru și obținem, se reduc x și obținem 5y egal cu 5 și de aici rezultă y egal cu 1. Dacă y este 1, deci din y egal cu 1, rezultă, înlocuim în a doua ecuație, de exemplu, în 2x plus y egal cu minus 1, rezultă 2x plus 1 egal cu minus 1, rezultă în continuare 2x egal cu minus 2, de unde rezultă, desigur, x egal cu minus 1. Și obținem în felul acesta un alt punct, punctul de intersecție dintre D1 și D3, pe care îl putem nota, de exemplu, cu B, care este de coordonate minus 1, abscisa, și ordonata 1. Și acum punctul de intersecție a dreptelor D2 și D3. Scriem și aici rapid cele două ecuații. Iată. Și ultima, 2x plus y egal tot cu minus 1. Tot cu metoda reducerii, se reduc y-ii și obținem 3x este egal cu minus 2. De aici rezultă, iată, x este egal cu minus 2 pe 3. Ceea ce înseamnă, mai departe, pentru aflarea lui y, alegem prima ecuație, avem minus 2 pe 3, minus y, egal cu minus 1. De aici rezultă mai departe, y, trecem pe y în partea dreaptă, pe minus 1 în partea stângă și citem de la dreapta la stânga. Y este egal cu 1, minus 2 pe 3. Adică y este egal cu 3 minus 2 pe 3, 1 pe 3. Rezultă, deci, un al treilea punct, punctul C, îl notăm, de coordonate minus 2 pe 3 și 1 pe 3. Acum cunoaștem faptul că area triunghiului ABC, în geometria analitică clasa 11, este egal cu 1 supra 2 ori modul de determinant, deci modulul determinantului cunoscut, adică delta este egal cu, iată determinantul în formula respectivă, avem aici exact coordonatele punctelor A, B și C, iată le vom încadra ca să ne putem referi la ele, punctul A de coordonate 1, 2, B de coordonate minus 1, 1 și C de coordonate minus 2 pe 3, 1 pe 3. N-are importanță ordinea în care alegem, pentru că oricum vom calcula modulul acestui determinant. Deci vom avea 1, 2, 1, 2, chiar coordonatele lui A, minus 1, 1, coordonatele lui B și minus 2 pe 3, și 1 pe 3 și, bineînțeles, 1, 1, 1 conform formulei cunoscute. Este egal cu. Alegem să calculăm determinantul apelând tot la proprietățile determinanților. Avem oportunitatea ca, adunând, iată, prima coloană la coloana a doua, să obținem pe linia a doua un 0 și, de asemenea, un 0 pe aceeași linie dacă adunăm prima coloană la coloana a treia. Deci ce facem? Adunăm prima coloană la celelalte două coloane. În felul acesta, iată, coloana întâi rămâne neschimbată, deci 1, minus 1, minus 2 pe 3, apoi celelalte două coloane se schimbă corespunzător, adunăm coloana întâi la coloana a doua și obținem 3, minus 1 plus 1 este 0, minus 2 pe 3 plus 1 pe 3 este minus 1 pe 3. Apoi adunăm prima coloană la coloana a treia și obținem 2, din nou 0. Și minus 2 pe 3 plus 1 este 1 pe 3. Dezvoltăm după linia a doua, în funcție de minus 1 care se află pe o poziție negativă, oricum vom avea minus cu minus va fi plus. Bordăm linia și coloana corespunzătoare și este egal mai departe cu, se reduce la un determinant de ordinul 2,
deci este 3, 2, minus 1 pe 3, 1 pe 3. Este egal în continuare. 3 ori 1 pe 3, care este 1, minus, minus 1 pe 3 ori 2, care este minus 2 pe 3, cu minus în față, plus 2 pe 3. Este egal cu 3 plus 2 pe 3, deci 5 supra 3. Revenind la area triunghiului ABC, avem egal cu 1 supra 2, formula cunoscută, ori modul de 5 pe 3 este 5 pe 3 și este egal cu 5 pe 6. 5 pe 6 este valoarea ariei acestui triunghi, rezultat pe care îl regăsim la răspunsul de la C, 5 pe 6. Deci C este rezultatul corect și trecem și în grila noastră finală, exercițiul 12, corect este C. Exercițiul 15. Limita șirului cu termenul general xn egal cu radical din n pătrat plus 4n minus n este. Să scriem această limită, așa cum este dată ea, iată, limită când n tinde la infinit din expresia definită în acest text, radical din n pătrat plus 4n minus n. Dacă aplicăm limita, înlocuind pe n cu infinit, se obține, desigur, infinit minus infinit, care este o excepție, fapt pentru care suntem obligați să intervenim cu artificii de calcul pentru a elimina cazul de excepție. Aici metoda este o metodă care în mod normal nu se ratează la munca la clasă, în clasa 11-a. Este o limită în care rețeta de rezolvare este sigură, se amplifică cu conjugata. Deci, amplificând cu conjugata, obținem limită, da? Când n tinde la infinit din, și începem cu linia de fracție, pentru că am amplificat cu conjugata. La numitor vom începe chiar cu conjugata, iată, avem n pătrat plus 4n plus n, aceasta este conjugata, iar la numărător avem a pătrat minus b pătrat. Deci n pătrat plus 4n, s-a eliminat radicalul, minus n pătrat. Este egal în continuare. Se reduc, bineînțeles, n pătrat cu n pătrat și obținem limită din 4n, dar 4 putem să-l trecem în față, deci este egal cu 4, constanta este în față, ori limită când n tinde la infinit. Începem cu linie de fracție. La numărător avem, desigur, n și la numitor radical din n pătrat plus 4n plus n. Egal mai departe. Aici cazul de excepție este infinit pe infinit, dacă înlocuim. De aceea trebuie să apelăm din nou la un artificiu de calcul. Simplificarea va fi metoda care va elimina acest caz de excepție. Continuăm, deci, vom da factor comun forțat la numitor pe n pentru a ajunge la posibilitatea de a simplifica cu n și de a elimina în felul acesta cazul de excepție infinit pe infinit. Deci este egal mai departe cu 4 ori limită când n tinde la infinit. Începem din nou cu linie de fracție. La numărător menținem, desigur, n. Deci vom avea n supra. Aici, sub radical, vom da factor comun forțat pe n pătrat. Deci n pătrat pe lângă 1 plus 4 supra n. Plus n. Egal mai departe. Egal cu 4 ori limită când n tinde la infinit. Începem din nou cu linie de fracție. Va fi n supra. De sub radical scoatem pe n pătrat, este n, ori radical din 1 plus 4 supra n.
Și, bineînțeles, din cei doi termeni de la numitor dăm factor comun pe n. Exercițiul este destul de ușor, așa că mergem puțin mai repede. Este n pe lângă radical din 1 plus 4 supra n plus 1. Este egal mai departe, egal cu 4, ori vom simplifica și aplicăm după simplificare din nou. Vom aplica limita, respectiv pe n îl înlocuim cu infinit. Obținem 1 supra radical din 1 plus 4 supra infinit, care este 0, plus 1, egal în continuare 4 ori 1 supra 1 plus 1, egal cu 4 ori 1 pe 2 și este egal cu 2. 2 este limita acestui șir, rezultat care este confirmat, iată, la propoziția de la punctul D. Și trecem și în grila noastră și terminăm astfel toate subiectele pentru matematică ale acestui examen. Deci la 15 avem corect punctul D. Mult succes la subiectele de fizică!